Una dintre cele mai vechi picturi rupestre care se află în Sălaj nu este la accesul vizitatorilor, deoarece s-a surpat și până în momentul de față nu s-a intervenit pentru a crea o intrare curioșilor. Reprezentanții Muzeului Județean de Istorie Zalău ne-au declarat că aceste picturi au peste 15.000 de ani, iar dacă nu se face conservarea adecvată, atunci se pot deteriora. Din păcate, nici la prima peșteră unde se poate intra nu s-a realizat o cale de acces și chiar și așa vin turiști să vadă această minune a naturii. La intrarea spre peșteră, unde sunt picturi rupestre, cetățenii au aruncat mizerii rezultate din construcții, iar zona, în momentul de față, nu este deloc amenajată. Însă primarul Dilet, Caliviu Dorel Man, ne-a declarat că se vrea punerea în valoare a peșterii, însă în momentul de față sunt discuții asupra terenului care este în vecinătate cu localitatea Băbeni, iar acestea susțin că este peștera lor. La Cuciula sunt două peșteri. Una care e lângă sat și una care e în carieră. Aceea e de la Cuciulata și ăsta e de 10 de ani de zile când eram eu copil. Și toată lumea merge și vin și de pe la Cluj, de pe toată țara vin aici. Se bagă ei frumoase, cum mai acum secetă, că te mijlocul cu peștere era un băltoc acolo, știți? Și când era inundată și ploi de astea, nu se mai puteau. Dar acum se poate duce până cât adâncime. Deci acolo peștere sunt acele picturi? Este ceva pe sus, dar mai puțin, știi, față de ceilalte. Aceea două e acolo în carieră, unde e gara CFR-ului, unde e stația CFR. Acolo s-a intrat mai înainte cu 10-15 ani, când s-a lucrat și în carieră și atunci când s-a terminat cu carieră, o vine și pământ de ăsta de sus și s-a stupat. Că a fost o gaură numai așa cam de vreo 60-70 cm. Atât a fost. Te duceai vreo 10 metri, mergeai în jos și pe urmă o luai într-o parte, câtă piroșă o luai. Și te duceai și duceai și o vii de la asta, de la Cluj. De la, cum zice, la institutul ăsta de... Nu mi-e țin minte. Speologie. De exact. Și o vii să intrat acolo și o dat de picturile cele și... Nu, o zis că e ceva frumos, frumos de tătul. Fostul primar, care a fost, unul Cozma, așa zice, am venit cu el și tot de la televiziune și ne-am dus până acolo. Dar tot nu a putut să intre înăuntru cu mine, este steril de acela, e pe stânga aceea de 50 de metri. Și n-am putut intra. Dar înainte, cu vreo 15 ani, când am avut și eu băieții mei mai mici, s-au băgat ea, s-au băgat vreo 15 copii. Trebuie o sforă cam de 15-20 de metri și se ducea pe gaura aceea și intră până acolo și apoi o luau pe lateral în sus, copiii. Și o vii, eu eram de servici acolo la carieră și o venit, mi s-a dus ca la ora 14, la două. Și o vin eu la ora 18 și nu mi-a ieșit de acolo. Și eu vin în panică, așa, am zis, hai să vină ce fac copiii ăștia. Și m-am dus acolo frumos și am strigat, m-am dus și eu, când m-am putut, m-am rostoclit așa pe ăsta. Am luat sfoara aceea în mână și m-am dus în jos și să vieți dumneavoastră. M-am dus cam 10 metri lateral, în sus, că așa suie în sus, către satul celălalt. Și am auzit, vin, mă, de aici asta atâta. Și ce frumusețe, acolo ceva extraordinar. Și apoi ieșit afară și apoi am stat poate vreo 5-6 luni de zile și a venit sterilul și s-o ăsta. Am apelat și la primarul nostru, fostul primar, și la primarul de la Bebei, cam e pe... Mezuina de între comune, știți, acolo. Granite. Da, și apoi nu mi-a venit nimeni și aia s-a stupat și... Am zis că picturile respective au peste 10.000 de ani. Au, să știți că au vietime mare și frumoasă. De cuvinte și la Cluj și-au filmat, este filmat și este ăsta nu, dar nu mi-a venit nimeni și a rămas în paragine. Mi-a venit să o caută din când în când? Nu, nu mi-a venit nimeni. În momentul când o dat de ea, că s-a închis și-a venit steril, o venit tonii de pământ. De pe mâini, pe ăsta nu mi-a umblat nimeni. Se poate, știi cât e, în o zi, dacă durează, cu o volă de asta mare, iei de ea jos de pe ea și mi-ai dat că stânca e liberă deasupra, nu mi-a stăteric. Cine credeți că a trebuit să... Primăria Bebeni, în primul rând. Că e pe domeniul lor. Și pe al... La Letca nu, că suntem cam în mezuină, dar mai mult e pe Bebenilor. Primăria Bebeni ar trebui. Dar de ocupat, cel mai mult s-a ocupat primăria Letca, fostul primar, Cosma, așa că. O măs acolo la fața locului, vine de la televiziune și atunci s-a filmat tot și gata și o dăm o exploatare. Ca zonă turistă, că nu mai vine nimeni. Și am un câns, vin de la Cluj, acela aia să lată. Vin, cum așa ne măi până acolo și de acolo o iau pe vale în sus.
Dacă vreți, le lăsați de jos și mergem până la asta aici, numai. Asta din e la vreo 12 km, e la Cozul. Apa asta? Da, valea asta, cum zice. Păcată, mai este apă pe ea? Nu, e asta nimic. Ia uitați din vreo. Când e pornită valea mare, uite de acolo, vine o parte și o parte din încolo. Și vine și curge de acolo, vine la... Apa? Da, apă. Vine și merge încolo. Oamenii vin și își fac de mâncare aici? Nu, turiștii. Turiștii. Turiștii, da, ia, ce vin și stau și de 3-4 zile vin și fac locuri. Era, nu? Mare frumoasă și... Stați, nu mai putem intra, că văd că e întuneric aici. Hai, hai să mergem mai încolo. E apă acolo, e apă aici. Nu cred că dăm de ea. Aveți grijă la bolovan. Vinem aici și adunăm, ia, cum vedeți dumneavoastră, adunăm lemnele de aici, ne? Și cum vine boierii ăia de la Budapesta și ne dădea câte un pengu. La noi, la copții, cum adunam aici și aici, își petreceau ei și făceau mâncare și stăteau pe aici. Bună ziua, domnule primar! Vă rog să ne spuneți care este situația peșterii din Cuciulare. Bună ziua, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în zonă. Vreau să vă spun că momentan nu putem să dăm un răspuns în ceea ce privește, situația juridică a terenului care face intrarea în peștera de la Cuciulat, existând la un moment dat, la acest moment, o discuție între două primării vecine, respectiv primăria comunei Cărca și primăria comunei Băbeni. Nu am reușit până la această dată să găsim o înțelegere între cele două primării care să ne ducă la a da un răspuns care este proprietarul acelui teren de unde pleacă practic intrarea în peștera de la Cuciulat cu picturi rupestre. Există o dorință de a face un punct turistic din această peșteră? Bineînțeles că există un punct, există un interes major. Cred că această investiție și deschiderea acestei peșteri ar duce la o afluență de turiști în zona noastră, care este și așa un pic viciată de acest aflux de turiști care ar avea posibilitate pe lângă zona Someșului să vadă și peștera cu picturul pestre de la Cuciulat. Se știe de cât timp datează picturile din peștera Cuciulat? În mare, având în vedere că sunt primele descoperiri de acest gen, care fac și legătura între manifestările artistice de acest gen din Europa și din Rusia, ele se încadrează în perioada finală a Paleoliticului, deci a epocii cioplite a pietrei, deci undeva la 15.000 de ani înainte de Hristos. 15.000-11.000 de ani înainte de Hristos. E destul de greu de făcut o datare foarte precisă, pentru că nu au fost făcute analize pe elementele de pictură care pot să fie de natură organică, deci care să poată fi datate cu capul în 14, dar și nici cercetarea ei nu a fost atât de amănunțită încât să furnizeze și astfel de elemente care să ajute la datare. Dar este importantă pentru că este prima descoperire de acest gen, chiar dacă ulterior au mai apărut altfel de descoperiri, să zicem, asemănătoare și chiar mai spectaculoase, dar care vor fi aduse treptat publicului spre cunoștință. Și ceea ce este iarăși important este faptul că a fost descoperire absolut întâmplătoare. Ea ulterior a fost publicată de profesorul Marin Cărciumaru de la Târgoviște și datorită cercetărilor ei, hai să spunem, în formă incipientă de către speologi de la București. Specialiștii muzeului de istorie și artă din Zalău au încercat să recreeze habitatul peșterii Cuciulat, bineînțeles, nu în forma exactă a acelei peșteri, pentru că este o peșteră destul de greu accesibilă, și pe de altă parte și spațiul, volumul peșterii nu este identic și bineînțeles nu este identic nici cu cel al muzeului al sării destinate epocii pietrei cioplite paleoliticului. Și în acest sens e mai mult o sugerare, o întoarcere în timp, tocmai pentru a familiariza turistul, vizitatorul muzeului cu ceea ce însemna locuirea în peșteră, manifestările artistice specifice acele perioade, toate având o încărcătură rituală, pentru că reprezentarea pictată pe perete
turnat, destinația era, de fapt, de a îmbuna divinitățile și ca în ziua următoare sau în perioada următoare, acei vânători ai perioadei să aibă succes la obținerea surse de hrană, care era normal prin vânat.